Așa vă taie de jos, am văzut niciodată. Am stat aproape 3 ore. Potrivit graficului întocmit și care până acum a fost respectat, în jurul orelor 14:30-15. Se termină de depus buletinele sau atunci se dau și datele? Centralizarea totală și imediat probabil că iese și pe presă, adică numărul final. În total, la nivelul județului Constanța au fost 552 de secții, iar prezența la vot a fost de 64,6%.